aș putea păta iubirea ta. Privesc la dealul jertfei fără plată, dar toate acestea, Doamne, de ce le-aș merita? Doamne, iartă! Nimic bun n-a ieșit din ce-am făcut. Doamne, iartă! Trăirea mi-a tocat și-n viața te-a costat. Te rog, ai milă! Doamne, iartă! De atâtea ori ți-am tot greșit, nimic bun n-a ieșit din ce-am făcut. Doamne, iartă! Trăirea mi-a păcat și viața te-a costat. Te rog, ai milă! Doamne, iartă! Nu știu de ce slăvitul Dumnezeu spre mine s-a plecat și m-a iubit, dar am aflat o veste minunată, că viața pe Calvar și-a dat să fiu eu mântuit. Doamne, iartă! Doamne, iartă-ne și ajută-ne ca să ne pocăim. Amin. Și să ne pocăim, Doamne, din toată inima noastră. Amin. Dragilor, din ce am citit de dimineață, mai țineți minte care ați fost la biserică? Fapte 8, familia Etiopia, bun. Ce am zis atunci, dacă vă mai aduceți aminte dimineață, ca un om să poată să fie răpit la cer, trei lucruri trebuie. 1. Să asculte de cine? Taică-sa și de maică-sa. De vocea Duhului. Al doilea lucru. Să vestească cuvântul lui Dumnezeu și altora. Și al treilea lucru, să citească Biblia. Amin. Unii a zis că deschidem cuvântul Domnului în seara asta. Tot acolo. Bravo. Fapte, capitolul 8, versetul 26. Citim cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne dea și în seara aceasta un cuvânt bun. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care se pogoară spre Ierusalim la Gaza și care e pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa candace etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citând pe prorocul Isaia și a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glasă înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Amin. Reocupăm locurile. Și dacă dimineața am avut un cuvânt pentru întreaga biserică, seara aceasta, în mod special, o să vă spun vouă câteva lucruri, scurt, telegrafici. Am citit povestea unui om care s-a dus la Ierusalim să se închine și până la urmă a venit de acolo tot nemântuit de la templu. Asta spune Biblia. Pe când mergea cu carul lui, era cara, acum ar fi Mercedes, ceva mașină mare astăzi, scumpă. În timp ce se ducea acolo spre casă înapoi, Duhul lui Dumnezeu a trimis pe un om al lui, pe Filip, să vorbească acelui ministru despre Dumnezeu, despre Hristos, și Filip l-a și botezat pe omul acela și a mers plin de credință spre Etiopia. Asta e povestea. Sunt câteva lucruri pe care voi în viața aceasta și noi care suntem aici nu avem voie să le uităm niciodată și vreau ca predica aceasta să fie o predică foarte practică pentru fiecare dintre noi. De obicei vedem aici famenul și de obicei vedem aici, adică pe ministrul ăsta, și pe aceea vedem pe Filip. Dar de fapt, spuneam de dimineață, în spatele tuturor lucrurilor stă Dumnezeu. El este la cârma tuturor lucrurilor. În viața aceasta de credință, care vă duceți cu Dumnezeu îmbrăcați astăzi în haine albe și mâine va trebui să aveți sufletul și pur și alb, va trebui să nu uitați niciodată câteva lucruri. 1. Să nu uitați credincioșia lui Dumnezeu. Să nu uitați credincioșia lui Dumnezeu cu privire la voi, la fiecare. Amin. Nu cumva să credeți că ministrul ăsta a căzut în pustia aceea din cer, din senin. Nu. Mereu vă întreb și mereu vă întreabă cei care vă mărturisesc. Mereu întreb oamenii din biserică: când v-ați hotărât să vă pocăiți înaintea lui Dumnezeu, ați avut pe cineva în spatele dumneavoastră, bunici, străbunici, mamă, tată, prieteni, colegi de muncă, care s-au rugat pentru voi de ați ajuns aici, pentru că nimeni nu pică în viața aceasta de credință, de pocăință, fără ca să aibă ceva. Fără ca să aibă un strat puternic de rugăciune din spate. Pentru că Dumnezeu își onorează promisiunile Lui cu privire la cel care se roagă. Și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și dacă nu mă credeți, haideți să urmărim istoria fascinantă a acestui om. Mult înainte de el, vreau să vă mai spun ceva. Care aveți copii? Ori duceți la mama și la copilul acolo, pe toți copiii, ori la școala duminicală acolo în spate, dacă nu există să se facă, dar vă rog să fie foarte multă liniște. Eu nu sunt obișnuit să predic stresat. Am nevoie de liniște necesară ca să pot predica. Dacă nu, îi duceți în spate, acolo undeva mai în spate, să nu fie aici în față. În urmă cu 1000 de ani, pentru omul ăsta s-a rugat cineva. Dacă vă aduceți aminte, în anul 960, înainte de Iisus Hristos, a ajuns o vreme în poporul lui Dumnezeu Israel să fie sfințit un templu. Și templul acela, templul pe care noi îl numim templul lui Solomon, a avut în ziua aceea o lucrare deosebită cu un Solomon, cu un împărat care s-a rugat. O rugăciune lungă. Este cea mai lungă rugăciune din Biblie. Dacă o citim, durează cam aproximativ 8 minute. Și vă rog să vă duceți cu mine în în Cartea Întâi Împărați, în capitolul 1 Regi, capitolul 8, de unde voi citi eu versetul 41 la versetul 43. Deci să ne aducem aminte. În urmă cu 1000 de ani, înainte cu 1000 de ani, ca famenul acesta etiopian să ajungă în pustia aceea, el s-a dus prima dată în templul din Ierusalim. S-a dus și s-a închinat acolo. Nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. De ce? Motive sunt multe. Că au fost slujba nu știu cum, că au fost stresați, că aerul condiționat nu funcționa cum trebuie, că au fost muzica prea gălăgioasă, că pastorul a fost puțin atipic, că s-a putut întâmpla ceva în ziua aceea. Și omul a plecat din clădirea aceea, din templu, s-a dus afară în pustie. Dar deja fusese acolo și în urmă cu 1000 de ani cineva se rugase că dacă cineva, și acum citesc o parte din rugăciunea aceasta, versetul 41, spune cuvântul Dumnezeu așa: când poporul tău va ieși la luptă împotriva vrăjmașului, vă rog să mă iertați, 41. Când străinul, și famenul ăsta etiopian nu era din Israel. Deci s-o ruga pentru israeliți. Când vor veni israeliți în templu, vorbește-le, Doamne, dă-le hrană la timp, binecuvintează-i, vindecă-i, Doamne. Dar și aduce aminte Solomon, da, dacă se întâmplă că vine unul care e străin, care nu-i din neamul nostru. Și asta era negru din Etiopia. Și spune versetul 41. Când străinul care nu este din poporul tău Israel va veni dintr-o țară îndepărtată, și ăsta era dintr-o țară îndepărtată, spune, pentru numele tău, căci se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins. Când va veni să se roage în casa aceasta, și famenul s-a dus direct în Ierusalim și s-a rugat în casa aceea, spune, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale, și îți dă străinului acelea tot ce îți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca și poporul tău Israel, și să știe că numele tău pe care ai chemat este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Amin! Fantastic! El a venit să ceară mântuire. Doamne, viața mea nu este bună. El nu a știut că în urmă cu 1000 de ani în față împăratul Solomon s-a rugat exact pentru el. Era străin și căuta mântuire. Nu s-a dus să ceară bani, nu s-a dus să ceară sănătate, ci a spus, Doamne, eu am nevoie de Tine. Și deja era o rugăciune în aer care plutea de 1000 de ani acolo. Și Dumnezeu este credincios. Și Dumnezeu și-a adus aminte că a promis poporului Israel că și atunci când străinul va veni și se va ruga în casa aceea, chiar dacă preoții, chiar dacă cei care cântau, chiar dacă oamenii de ordine au fost enervanți în ziua aceea și omul nu primi mântuirea în casa aceea, când a ieșit afară, el trebuia neapărat să fie mântuit pe drum, pentru că deja era o rugăciune care de 1000 de ani era făcută. Eu nu știu cine s-o ruga pentru tine, dar știu că Dumnezeu e credincios. 1000 de ani a stat o rugăciune, exact 1000 de ani. 960 cu 30 și ceva de ani, în sfârșit dăm la 1000. 1000 de ani de la facerea unei rugăciuni până când Dumnezeu a ascultat-o. O punte aruncată peste secole. Dumnezeu, noi căutăm mijloace bune. Dumnezeu caută oameni buni. Și Dumnezeu, dacă a văzut că tu ești un om bun și că cineva s-a rugat pentru tine, Dumnezeu ți-a dat har. Dumnezeu a zis, eu nu pot ca să nu fiu credincios acestui lucru. Noi nu avem nevoie de biserici mai mari, ci de oameni mai sfinți. Noi nu avem nevoie de lucruri mai sofisticate, ci de oameni plini de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu curge prin boxele astea, prin incintele acestea acustice. Duhul lui Dumnezeu curge prin oameni predați lui Dumnezeu, spuneam de dimineață. Nu uitați credincioșia nici lui Dumnezeu niciodată. Vreau să vă gândiți un lucru care mi se pare foarte important. Că noi ca oameni ale Dumnezeu, noi nu înțelegem un lucru, că putem orice prin rugăciune. Noi nu credem asta, Satana crede. De-aia nu ne lasă să ne rugăm. Pentru că știe că noi putem orice prin rugăciune. Rugăciunea durează mai mult decât durează viața ta. Dacă tu te rogi pentru copilul tău astăzi, Dumnezeu poate să audă rugăciunea ta când tu nu vei mai fi. Nu știu dacă știți că în 1992 Thomas Edison a primit titlul de doctor honoris causa al Universității din orașul lui de unde a fost. Omul acesta nu a apucat niciodată în timpul vieții lui să primească o diplomă. A fost cel mai slab din școală. Dar era pe târziu pentru Edison. Noi datorăm becurile și incintele acestea acustice și o grămadă de invenții le avem de la Thomas Edison. Când a venit și i-a dat și lui o diplomă, Eu dat-o când deja murise de o grămadă de vreme. Dar sunt convins că Dumnezeu îți va răsplăti fiecare rugăciune pe care tu o faci. Povesteam odată în biserica aceasta, spuneam o întâmplare pe care am citit într-o carte. Povestea Roger Simons, l-a chemat pe omul acesta, venise din războiul din Vietnam. Și era cu sacul militar în spate și trebuia să mai meargă încă 8 km pe jos până acasă, ploua. Era în permisie. Și a făcut semn la mașini. Domnule, luați-mă și pe mine. Și a oprit o mașină. Un om mai în vârstă, nu foarte în vârstă, spunea avea vreo 40 de ani. Omul acesta l-a luat în mașină și tot au vorbit pe drum și la un moment dat l-a întrebat băiatul ăsta care venea din Vietnam: domnule, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? O plac că e un om foarte bogat, Chicago. Credeți în Dumnezeu? Și zice el, domnule, zice, nu mi-a vorbit nimeni până acum de Dumnezeu. Nu pot. Și a început să-i spună despre Dumnezeu. După care era seara, era târziu, în jurul orei 7, se lăsase noaptea, zice, uite, ai vrea să ne rugăm împreună. Era ora 7 după masă. S-au rugat împreună în mașină și omul i-a spus așa, i-a dat o carte de vizită și a spus, dacă cumva treci prin Chicago, caută-mă. Uite, acolo am bloc mare, afaceri, birouri, în sfârșit. Au trecut ani. Omul acesta s-a întors din armată, după care a devenit un vânzător din acesta, vândea un anumit produs, uitat, și după 7 ani de zile, după 7 ani, s-a dus în Chicago și a văzut scris mare firma acelui om, Howard Enterprises, și a plecat acolo. Domnule, zice, aș vrea să vorbesc. Zice, domnul, nu, cu doamna puteți să vorbiți. S-a dus, a văzut o femeie, deja se vedea cu cărunțită înainte de vreme și s-a dus la și a zis, uite, eu l-am cunoscut pe bărbatul, pe soțul dumneavoastră. N-ați putea, au zis, că dacă merg în oraș să mă pot întâlni cu el. Zice, soțul meu a murit. Eu am rămas cu toată firma asta pe cap. Și l-a întrebat, dar când a murit de mult? Păi zice, a murit de 7 ani. Și când a murit? Zice, în mai. În 14 mai. La ce oră? La orele 20. Și zice, doamne, eu am fost în mașină cu soțul dumneavoastră la orele 19. M-am dat jos din mașină. Și eu m-am rugat pentru soțul dumneavoastră și l-a primit pe Iisus Hristos în viața lui. Și a spus, Doamne, nu spuneți asta. De 7 ani m-am lăsat de Dumnezeu. De când a murit bărbatul meu, eu n-am mai mers la biserică. Și m-am certat cu Dumnezeu. După ce m-am căsătorit cu el la 20 de ani, în fiecare zi m-am rugat și tot de 2 ori pe săptămână am postit ca Dumnezeu să-i mântuiască viața. Și când am auzit că a murit la 41 de ani, pe autobandă, în accident, am zis, unde ești, Dumnezeule, tu care nu asculți rugăciunea unei femei? Tu care stai nepăsător și zice, nu mai vreau să-mi aud de tine, Doamne. Și dumneavoastră îmi spuneți că înainte cu o oră dumneavoastră a stat cu soțul meu în mașină și ați vorbit despre Dumnezeu și soțul l-a primit pe Hristos în inima lui. Și eu de 7 ani nu mă duc la biserică. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu e credincios. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu nu întârzie niciodată, nu a ție ți se pare că întârzie. Dumnezeu are timpul lui, are orarul lui, are planurile lui. Dacă Dumnezeu ți-a promis că nu te va părăsi cu niciun chip, Dumnezeu nu te va lăsa. Când tu nu vei mai fi, rugăciunea ta va rămânea pentru copiii tăi, pentru soțul tău. Când noi nu vom mai fi, rugăciunile pe care le înălțăm marțea vor rămânea pentru biserica aceasta. Rugați-vă, Dumnezeu este credincios. Poate că ați obosit, vă cred. Suntem cu toți obosiți, nervoși, tracasați, parcă Dumnezeu nu ne mai ascultă, parcă Dumnezeu și-a îndepărtat bunătatea de la noi, parcă e bun cu alții și nu cu noi, parcă Dumnezeu nici nu mai vrea să privească înspre noi. Nu spuneți asta. Dumnezeu e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni aceia care să ne rugăm, pentru că spune Domnul, dacă tu încerci ceva, la timpul potrivit îl vei primi. Sunt oameni care se botează la noi în biserică și când îi întreb cine s-o ruga pentru ei, spun că bunica. Și zic, unde e bunica în sală? Nu, bunica nu e mai aici. Bunica e plecată în veșnicie. Nimeni nu poate să vadă spate. Nimeni nu poate să vadă cum o femeie bătrână, dependentă de medicamente, stă și postește pentru ca nepoata ei să se întoarcă iar din lume, din păcat, la Dumnezeu. Lucrurile astea nu se văd. Nu se văd mâinile mamei care se așează peste copil și spune: Doamne, când va fi mare, nu lăsa să stea în lume. Poate că ați avut niște părinți care nu v-au putut da mașină, nici casă. Poate că ați avut niște părinți care nu v-au putut îmbraca cu haine de firmă sau nu au fost membri de partid. Dar dacă părinții voștri vor vorbi despre Hristos și dacă părinții voștri s-au rugat pentru voi sau bunicile voastre, bunici, înseamnă că ați fost cei mai binecuvântați oameni de pe fața pământului. Famenul a zis: eu n-am pe nimeni, nimeni nu s-a rugat pentru mine. O zis Dumnezeu: nu există om pentru care să nu se fi rugat cineva. Dacă îl întrebai pe famen: tu cunoști, ai auzit de unul Solomon? În viața mea, zice, că n-am auzit. Da, dar Solomon s-a rugat pentru tine. În urmă cu 1000 de ani. Dumnezeu este credincios. Să nu uitați niciodată credincioșia lui Dumnezeu. Al doilea lucru, să nu uitați niciodată dreptatea lui Dumnezeu. Mergem mai departe. La noi dreptatea în Sfânta Scriptură e un fel de răsplătire cu sens negativ. Mă, vine Dumnezeu și drept. Nu, nu, nu. Biblia zice că există două feluri de dreptate a lui Dumnezeu: să pedepsească pe cel rău și să binecuvinteze pe cel bun. Și tot drept e Dumnezeu. Și când face lucrul acesta, Dumnezeu este Cel ce nu uită să răsplătească pe cei ce-i fac binele. În Proverbe, în capitolul 19 cu 17 spune: cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și spune și El va răsplăti binele pe care omul acela îl face. Un alt verset puternic, Evrei 6 cu 10, căci Dumnezeu nu-i nedrept să uite osteneala voastră și dragostea cu care ți-a ajutat și ajutați pe sfinții în nevoie. Dar ce dreptate are famenul acesta etiopian, ministrul acesta? Ce plată trebuia Dumnezeu să-i dea lui? Ce-a făcut ăsta? Că nu a făcut nimic. El nu. Dar a făcut altcineva. Vă rog să vă duceți cu mine în cartea lui Ieremia, în capitolul 38. Și vreau să vă citesc câteva versete. Ieremia 38. Șefatia fiului Matan, Gedalia fiul lui Pașur, Iucal fiul lui Șelemea și Pașur fiul lui Malchia au auzit cuvintele pe care le spunea Ieremia întregului popor, zicând: așa vorbește Domnul, cine va rămâne în cetatea asta va muri de sabie. Versetul 3, așa vorbește Domnul, cetatea aceasta va fi dată pe mâna oștirii Babilonului. Și ce s-au gândit ei? Atunci căpetenii au zis împăratului: omul acesta ar trebui omorât, căci moaie inima oamenilor de război care mai rămas în cetatea aceasta. Împăratul, versetul 5, împăratul Zedechia a răspuns: iată că e mâinile voastre, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. Atunci au luat pe Ieremia și l-au aruncat într-o groapă, groapa lui Malachia, fiul împăratului, și au pogorât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, deci prorocul fără apă într-o groapă. Și Ieremia s-a afundat în noroi, și noroi. Acum ascultați, e mare Dumnezeu, e fantastic. Ebed-Melec etiopianul, vă spune ceva asta? Etiopianul, famenul, dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin. Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel: împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău, de s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă. Are să moară de foame prorocul acolo unde este, căci în cetate nu-i pâine. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec etiopianul: ia de aici 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare. S-a dus Ebed-Melec și l-a scos pe Ieremia din groapă. Hai să ne aducem aminte când a fost asta. Cu 760 de ani înainte de întâmplarea aceasta, aproape 800 de ani, un famen etiopian, un ministru, vede un proroc izraelit într-o groapă și vine și zice: împărate, scoate-l de acolo, că ăștia tăi îl caftesc, ăștia moare. Și nu primi nimic că l-a scos pe Ieremia din groapă. Dar Ieremia s-a uitat în ochii lui când a ieșit plin de noroi de acolo și a zis: vezi că Dumnezeu nu uită niciodată. Cred că simțiți deja frumusețea ideii. 800 de ani mai târziu, 800 de ani mai târziu, se întâlnește un alt proroc, Filip, cu un famen etiopian. De data asta, famenul etiopian era în groapă. Nu înțelegea ce citea, nu vedea Biblia, nu mai știa, n-avea. Nu era o groapă din aceasta fizică. Dar mai rele sunt gropile spirituale. Mai grele sunt gropile minții. Mai grele sunt gropile pe care ți le sapă alții prin răutatea lor. Și era în groapă. Nu era la propriu, era la figurat, dar tot groapă era. Și Dumnezeu își aduce aminte că în urmă cu 800 de ani, un famen etiopian, un negru, ministru, face bine unui om al lui, al unui proroc. Și scapă viața veșnică. După 800 de ani, Dumnezeu răsplătește bunătatea acelui famen, ajutând un proroc de data aceasta, un famen. Și dacă Ieremia a fost acela care a primit viață omenească de la un famen, famenul etiopian, după 800 de ani, avea să primească viață veșnică prin cuvântul lui Dumnezeu de la celălalt, pentru că se întorc lucrurile. Pentru că dacă faci un bine cuiva, și dacă tu mori, dar Dumnezeu nu va uita niciodată lucrul ăsta și îți va binecuvânta pruncii și nepoții. Dacă 800 de ani Dumnezeu a stat cu pixul în mână să vadă când va răsplăti El cuiva din Etiopia. Pentru ce a făcut un etiopian pentru un israelit? Acesta e Dumnezeul nostru. La literă, la cifră, la calendar. Pentru că dacă faci bine cuiva, lui Dumnezeu i-ai făcut. Vreau să vă spun în seara aceasta că atunci când veți binecuvânta pe cineva cu o vorbă bună, cei din casa voastră vor fi binecuvântați, se vor întoarce binecuvântările, vorbe bune. Dacă tu nu o să o primești înapoi, că s-ar putea să nu o primești, dar 100% cineva din familia ta va binecuvântate. De ce credeți că zice, aruncă pâinea pe apă, zice Solomon, și după multă vreme, după un timp, o voi primi eu iarăși. Poate că nu o vei primi tu. O să o primească pruncii tăi. Și știți că nu o să primească. O să o primească când au nevoie. Că tu o arunci când n-ai nevoie, că ai prea multă. Și pruncii tăi, nepoții tăi, o să o primească când au nevoie. Când au nevoie. Faceți bine la toată lumea. Pentru că binele acesta se întoarce înapoi spre dumneavoastră. Asta m-am învățat în viața aceasta și funcționează. Dumnezeu nu uită niciodată. Aduceți-vă aminte de credincioșia Lui. Aduceți-vă aminte de bunătatea Lui. Când văduva din Sarepta a dat lui Ilie să mănânce prima dată, o zis, n-avem decât puțină făină pe fund de oală, n-avem decât puțin un de lemn. Dar zice, dă să mănânc eu, zice Ilie, ca principiu, întâi Dumnezeu. La femeia aceea niciodată nu i-a mai scăzut nici făina, la femeia aceea niciodată nu i-a mai scăzut nici uleiul. Și au avut să mănânce și ea, și copiii, și nepoții, și pe cine mai avut o neamul ei în față. Pentru că Dumnezeu e bun, pentru că Dumnezeu știe să răsplătească. Chiar dacă astăzi se pare că Dumnezeu nu-ți mai răsplătește. Am întâlnit oameni care mi-au spus așa, pastore, zice, dar am avut o firmă, s-a făcut prafirma aceea, am ajutat pe toată lumea, le-am dat, le-am făcut, am avut copii pe care am ținut. Și am spus, nu. Stai liniștit că Dumnezeu nu uită nimic. Și dacă nu-ți dă ție, dă copiilor tăi și copiilor tăi, pentru că Dumnezeu face bine. Era la Universitatea o poveste frumoasă pe care o știu de la Leland Stanford University. Erau doi copii, doi studenți și au vrut studenții ei doi să strângă niște bani pentru un coleg de-a lor. Era bolnav colegul și trebuia să aibă o operație de vreo câteva mii de dolari. Și s-au gândit cum să strângă ei banii ăștia. Și ori hotărât să-l cheme pe marele pianist care plecase din Polonia, se mutase în America, Paderewski. Și au zis că să-l cheme la ei să aibă un concert în facultate. Și au gândit așa, măi, strângem banii noi doi și dăm la pianist și toți banii care se strâng în urma concertului îi dăm la colegul nostru. Dar Paderewski nu știu nimic pentru ce-i concertul ăla. El a venit omul lui și a zis cât trebuie să concentreze, o oră, 2000 de dolari. Bunul zis ăștia, dăm banii, 2000 de dolari. Ăsta cânta, universitatea plină, oamenii se bucurau. Ei cei doi, unul către altul, zice, mă, câți bani ai? Tot număra pe ei. 1600. Când au fost la sfârșit, plin de rușine, s-au dus la Paderewski, marele pianist polonez, și au zis: Domnule, nu vă supărați pe noi, uite care e situația. Noi vă dăm $1,600 acum și 400 ne mai așteptați de ei. Dar ce, voi n-aveți banii? Dar de unde? Și n-ați avut nici pe ăștia. Nu, zice, că și pe ăștia am luat, acum am putut, i-am făcut rost de ei. Dar pentru ce concertul ăsta, zice? Pentru un coleg de-al nostru are cancer. Păi, fraților, zice, ia lăsați voi banii ăștia, nu-mi dați voi nimic. Luați-i înapoi și Domnul, zice, va purta de grijă. Ajunsese Polonia după cel de-al doilea război mondial și în timpul cel de-al doilea război mondial, Polonia, cum ascultați, ajunsese Polonia să aibă nevoie de ajutor american. Aveau nevoie de mâncare, nu mai aveau nici mâncare, au fost atacați din toate părțile. Și i-au nenorocit ucrainieni, știți povestea, și nemții, pe aceea au venit rușii peste ei. Au fost un prăpăd în Polonia. Nici o țară, poate, din Europa nu a suferit mai mult ca poloneze. Nu mai aveau nimic. Și dintr-o dată aud că un fost președinte american, Howard Hoover, în 1933 fusese președintele Americii, acum era secretar de stat în Guvernul Statelor Unite, trimitea continuu convoaie militare spre Polonia. Plecau spre Polonia, convoaie militare unul după altul, convoaie aeriene pline de mâncare. Tot se gândeau oamenii aceștia de unde s-au întors privirea spre noi. Și pe aceea au venit într-o zi marele Paderewski, care scrisese 10 de scrisori, bătrân, în bâtă, o venit să-i spună lui Howard Hoover, fostului președinte american: Domnule, zice, uite, sunt bătrân și vreau să-ți mulțumesc pentru grijă pe care o porți Poloniei mele. Domnule, zice, port de grijă Poloniei tale. Pentru că atunci când am fost student, dumneavoastră, zice, mi-ați dat înapoi banii, $1,600, și ați cântat de gratis. Dumneavoastră nu am știut că veți ajunge președintele Americii și n-am știut că într-o zi țara mea va fi binecuvântată de dumneavoastră. Eu sunt un om simplu, eu îmi iubesc Polonia, zicea, dar nu m-am gândit vreodată că Dumnezeu poate să fie așa de mare. Și m-am gândit zilele acestea la acest lucru, că dacă tu ajuți un om, Dumnezeu îți binecuvintează familia, Dumnezeu îți binecuvintează neamul, Dumnezeu poate să-ți binecuvinteze țara. Dumnezeu dă mult mai mult decât există. Să nu uitați niciodată credincioșia lui Dumnezeu, să nu uitați dreptatea lui Dumnezeu. Și vreau să închei spunându-vă că nu aveți voie să uitați niciodată grija lui Dumnezeu. Grija lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Știți ce se gândea el mergând în căruță? Tot omul în sfârșit. Mă, zice, îs atâta de mic, îs ca o furnică. Închipuiți-vă, închideți ochii puțin și veți vedea un deșert mare, un car, în car un om, citea pe Biblie și știi ce se gândea? Că e nesemnificativ. Se gândea că nimeni nu se gândește la el. Mă, sunt un om singur. Ce fac eu, ce lucru rezolv eu acum? Dragilor, Dumnezeu din ceruri îl vede și deschide Dumnezeu cartea și zice: la ce mi-i bun ăsta? Vă pun o întrebare pentru cei care știți Biblia. A fost de mare ajutor famenul etiopian pentru biserica din Ierusalim, că acolo era lucrarea. Da sau nu? Nu, nici vorbă. Nici nu a stat în Ierusalim, a și plecat. Deci în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu n-avea ce să facă cu el în Israel. Nici în trezirea care era în Samaria, nici în altă treabă. Pur și simplu Dumnezeu, nici biserica din Ierusalim, odată nu l-a sunat: Domnul, nu veniți la noi că avem nevoie de dumneavoastră. M-au auzit că v-ați botezat. Nici vorbă. Pentru că era nesemnificativ. Dar în ochii lui Dumnezeu era foarte important. Și Dumnezeu a hotărât să-l trimită pe Filip după el. Dumnezeu are grijă de tine. Poate că în ochii oamenilor nu reprezinți ceva grozav, dar în ochii lui Dumnezeu ești cineva. Și pentru el Dumnezeu zice că ochii lor văd și ochii lui Dumnezeu sunt acolo. Mintea lui Dumnezeu, mintea lui Dumnezeu se pune la bătaie, ceasul lui Dumnezeu se pornește și din toată pe intersecția în care se duce apare Filip. Pentru că Dumnezeu te iubește. Dacă pentru biserica din Ierusalim spunea mântuirea familiei nu însemna nimic, Dumnezeu aranjează toate lucrurile pentru că iubește furnica care ești tu. Furnica. Tu ești o furnică în universul ăsta. Dar Dumnezeu iubește furnicile. Dumnezeu iubește pe aia care nu iubește nimeni. Ce reprezinți tu? Acum ești bun numai când îți votări. În rest? Dar așa tu să votezi cine trebuie. În rest, am spus surorilor în vârstă, știți, care vin cu microbuzul. Pastore, zice, dimineață, ne-am uitat buletinile, nu, ne-am uitat să le ducem, speriate. Zic, nu vă mai îngrop. Am folosit exact aceeași tehnică pe care o folosesc preoții ortodoxi ca mine. Dacă vine unul la noi, ce nu te mai îngrop. Deja s-o și imaginat deasupra pe groapă toate. Am băgat o groază în ele. Acum, fratele Gheorghe zice, da, fanfara mea nu ți-o mai aduc. El tot zice, dacă mor, se aduc fanfara. Zic, nici, ai uitat buletinul? Fanfară nu. Aveam nevoie de buletinile voastre astăzi să te îngroape cu frunze, cu muzicuți. Oamenii au senzația aceasta că ei ne băgați în seamă, că nu sunt importanți, că nimeni nu mă interesează. Soțul mă tratează ca pe o mobilă, pruncii la fel, în sfârșit, nimeni nu-i pasă de mine, nimeni nu mă mai iubește, nu mă stau și plâng ca proasta, am și depresii. Dumnezeu este acolo. La ora actuală Dumnezeu este cu voi aici, Dumnezeu este și acolo în șanț, dacă este vreunul, și Dumnezeu îi spune, ridică-te și du-te acasă la prunci, și Duhul Sfânt lucrează și acolo în zona aceea, pentru că Dumnezeu iubește furnicile. Ești o furnică înaintea Lui. Acum, ascultați-mă ce aud la Radio România Actualități. Vin cu mașina, radio de obicei acolo, pe Radio România Actualități, deși acum vreau să mă mut de la ei, că nu mai place muzica, și mă duceam. Ascultați poveste, ce spune un om într-o zi. Veneam, șeful mi-a spus că trebuie să mai stau peste program încă 2 ore. O zis, nu pleci la 4, pleci la 6. Îi dau soției mele telefon. Zice, era aproape iarnă, povestea omul acela. Era aproape noapte, era iarnă. La ora 4, 4:30 se făcea noapte. Formez numărul de acasă, fix, erau telefoane fixe, n-aveam mobil. De la serviciu să-mi sun soția, băi, nu te îngrijora că vin la 6. Și da, voce de bărbat. Închid telefonul. Băi, mai formez o dată numărul. Sun din nou. Alo. Familia el. Nu, domnule, nu, zicea. Vă rog să-mi iertați că am greșit. Domnule, n-ați greșit. Dumneavoastră n-ați greșit. Sunt un om singur, locuiesc într-un apartament. Sunt bolnav. N-am niciun viitor în față. Și azi am spus lui Dumnezeu, nu știu dacă existi, dar dacă existi, fă să mă sune și pe mine cineva. La Radio România Actualități m-a ascultat asta. Fă să mă sune și pe mine cineva. Că pe mine nu mă sună nimeni. Nu cunosc pe nimeni, nu mă cunoaște nimeni. Îs un om departe. Doamne, dacă existi, fă să mă sune și pe mine cineva. La 5 minute după rugăciunea asta mă sun tu. Și tu vii să-mi spui că e greșeală. Pentru că tu ai greșit o cifră, așa ți s-a părut. Dar tu n-ai greșit. Există Dumnezeu. Dumnezeu îi face pe oameni și greșelile noastre sunt controlate de El. Pentru că Dumnezeu iubește furnicile. Și când Dumnezeu a văzut că omul acela e singur și mai și spus prostia aia, Doamne, dacă existi, fă să mă sune și pe mine cineva. Dumnezeu o hotărâ să sune cineva. Am văzut, de exemplu, ce povesteau cei de la Harvard University. Știți care sunt lucrurile care se uită cel mai des? Numele. Vi s-a întâmplat vreodată că nu mai știi cum îl cheamă? Săptămâna trecută s-a făcut cunoștință. Paul, nu Paul, se Dan, mă. Nu, știam eu. Al doilea în top. Prima dată uităm numele, pe locul întâi. Așa se spune. Pe locul întâi uităm numele oamenilor. Pe locul doi uităm unde am pus lucrurile. Am pus cheia aici, ochelari, nu știu unde am pus, atunci să vezi. Fratele Bogojel e maestru. Mergeam și repara mașina cu el, n-avea bani din ăla de lucru să-și pună șurubeanița, cleaștele, așa, ciocanul, deci orice scură care o luam de pe banc, dar ce mai căutam jumătate de oră amândoi. Fratele vorbea la telefon, o punea pe zid, pe stiva de lemne, în cușcă la câine, găseam. 2 săptămâni am umblat după scule. Dacă ai pus un lucru în locul 200% ala uiți unde l-ai pus. După aceea, pe locul 3, spun așa de la Harvard University, uităm cuvintele spuse sau care ni s-au spus. Mă, dar tu mi-ai spus asta. Mă, chiar că nu se aduce minte. Sau am auzit că mi-ai spus. Am uitat. Copiii sunt maestri. Aici pe locul 1, pe locul 1 la scule a fost frate Bogoșel, lucruri. Copiii noștri sunt, mă, dar nu s-a spus, mă, am uitat. Știți, am observat până de unde uită. Îi spun din casă să meargă până afară și o uitat deja înainte de deschide ușa. Și închide înapoi ușa și mă întreabă, zice, ce trebuie să duc de afară? Pe locul 4. Fața omului. Cum îl arată? Nici nu mai știu ochii tăi cum arată. Și după ce trecem de 52 de ani, uităm când am făcut un lucru. Iar mai merge să mai facem o dată. Mă, dar l-am mai făcut aceea. Nu mai duce aminte că l-ai făcut lucrul ăsta. Dar asta mă după 52 de ani. Știți ce are problema cu lista asta? Și de ce nu e bună? Clasamentul e bun. Dar pe locul 1, la uitați, e Dumnezeu. Pe locul 1, la cei care sunt uitați, nu sfețele și numele oamenilor, nici lucrurile făcute, nici lucrurile pierdute, ci Dumnezeu. De El uităm cel mai mult. Dar Dumnezeu nu uită de noi. Dumnezeu nu uită de noi. Dumnezeu iubește omul. Dacă famenul și-o permis să nu-și mai aducă aminte de Dumnezeu, Dumnezeu și-a adus aminte de famine și a spus, hai că las că trimite după tine lucrurile acestea. Am vrut să închei predica aceasta spunând că să n-aveți voi niciodată să uitați credincioșia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu și grija lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu, că Dumnezeu nostru nu uită de noi niciodată. Și vreau să plecați în ziua de luni frumos, știind că Dumnezeu e cu voi și că vă poartă de grijă. Ne ridicăm în picioare, ne pregătim de botez. Aș vrea ca să ne rugăm fiecare pentru noi, în timp ce se pregătește baptistierul, să ne rugăm fiecare pentru noi și să spunem, Doamne, nu vreau să uit niciodată credincioșia Ta. De aceea vreau să investesc în banca Ta astăzi. Vreau să mă rog pentru ceilalți ai mei, chiar dacă eu nu o să mai fiu. Eu știu, Doamne, că rugăciunea mea va rămânea. Și ajută-mă, Doamne, să înțeleg că dacă sunt aici, sunt datorită rugăciunilor cuiva. Nu vreau să uit, Doamne, niciodată dragostea Ta cea mare, dreptatea Ta, și ajută-mă să fiu un om bun și darnic cu oamenii. Pentru că ce fac astăzi îmi vei răsplăti, dacă nu mâine, dacă nu mie, copiilor mei și celorlalți de după mine. Vreau, Doamne, să-ți mulțumesc pentru grija Ta. Tu ești un Dumnezeu care poartă de grijă și nu vreau să uit niciodată grija Ta. Amin. Acesta e Dumnezeul nostru. Și ne rugăm cu toții Domnului. Amin. Haideți să ocupăm locurile, începem botezul. În această seară o să facem botezul împreună cu pastorul Adrian Țapoș și împreună cu pastorul Dan Ghiuzelea, un moț adevărat din inima munților. Dacă vă spune ceva, Abrudu și Slatna, e tocmai de acolo venit. Are și el bucuria să-și vadă sora în baptistier în seara aceasta. Domnul să-i binecuvinteze. Ne bucurăm că suntem împreună. A fost o zi foarte grea astăzi pentru noi, pentru biserică. Spunea Liviu că voi să înțelegeți că noi astăzi am trebuit să semnăm ceva pentru asociația noastră, dar asta nu înseamnă că cine nu semna nu e membru bisericii noastre. Deci, biserica e biserică, asociația e asociație, ca să înțelegeți, da? Ne-o trebuie să avem și forma asta de scriptologie. Deci, nu vă fie frică, nu vă dăm afară. Avem nevoie de rugăciunile voastre, avem nevoie de zâmbetul vostru, avem nevoie de banii voștri. Deci, pe listele suplimentare, să mai spunem și asta, s-au înregistrat doar ce s-a putut procesa până la ora 17. Deci, cei care v-ați înregistrat până la 17 cu buletinul ăia, mergeți înainte. Restul, nu mai avem timp pentru asta. Cine e prima? Ioana Laver, Timișoara, 17 ani, 3 luni și 2 zile. Hai, vino aici în față, ridică-te familie în picioare. Ioane, hai aici în față. Tatăl său este un coleg de-al nostru, Domnul să-l binecuvinteze, un slujitor al Domnului. Și ne bucurăm. Câți copii ai tu? 5? Dar câte fete? 3. Ai văzut-o, nu e așa rău ca dincolo. Îți mărturisești tu fata, da? Tu o îi spui așa frumos. Și noi o botezăm. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Și mă bucur pentru harul care mi-a fost dat Mă bucur pentru harul care mi-a fost dat de domnul profesor și tovarăși de slujbă. Fiica mea, Ioana, și-a dorit vara aceasta să facem botezul la râu, dar așa a hotărât Dumnezeu să fim aici și mă bucur că pot să fiu împreună cu dumneavoastră și dorința ei era să o mărturisesc în apa botezului, chiar dacă nu sunt în apă, dar stau înaintea lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră și înaintea ei, mărturisind-o, spunându-i dacă crezi că Iisus Hristos este Domnul tău. Da, cred. Dacă crezi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. Da, cred. Și te mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea martirilor văzuți și nevăzuți, până când vrei să-L slujești pe acest Domn. Toată viața. Mă rog ca Dumnezeu să te ajute, ca împreună cu noi, familia și toți ceilalți, familia largă, să-L slujim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În vecinii mari, în veci dragostea, în veci viața mea este a ta. În vecinii mari, în veci dragostea, în veci viața mea este a ta. Denisa, vorba vii din Germania, de unde în Germania să te botezi? De lângă Trier. Unde e aia? Pe lângă Franța. Pe lângă Franța? Înseamnă că ești mai aproape de frații noștri din Paris. Vii din Șura Mare, te-ai născut acolo. Da. Cu cine ai venit astăzi? Cu Nelu și cu trupa? Ridicați-vă în picioare toți, toate neamurile care ați venit să fiți împreună cu Denisa. De ce ai venit să te botezi în Germania aici? Pentru că acolo nu avem o biserică unde să mergem. Nu aveți biserică? Vă urmăresc online și... Atunci ar trebui să le spui la oamenii ăștia să prețuiască ceea ce au, așa-i? Da, corect. Ei au biserică? Da. Atâta de mare că nici nu mai vin la ea. Și atâta de aproape că nici nu mai vin la ea. Da. Mulți dintre ei. Dumnezeu să ierte, zi amin și tu. Amin. Da. Sora Denisa, îl iubești pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima ta? Da. Și crezi din toată inima ta că El, Dumnezeu din Dumnezeu, a murit pentru tine și a iertat toată vina păcatului tău? Da, cred. Ești hotărâtă toată viața? Toată viața mea. Cu Domnul? Amin. Pe baza mărturiei credinței tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. O, nu s-i ajuns prea-ți mulțumim, nici când, nici o sanare, Hristos cu viața s-a plătit, a mea răscumpărare. O, nu-ți de ajuns prea-ți mulțumit, nici când, nici o sanare, Hristos cu viața s-a plătit. Așa arată o moță. Născută exact în Avram Iancu. Nu, acolo te-ai născut. Unde ai născut? Da, în Avram Iancu. Povestește-ne, Dani, despre sora ta, despre neamul vostru. Câți frați sunteți? Cu cine ați venit astăzi aici? De ce sora ta o hotărâ să se boteze? Ce? Hai, ridicați-vă în picioare. Ridicați-vă în picioare care ați venit cu... Ei sunt parte din neamul meu. Mama și cele două surori. Ea e cea mai mică din familia noastră și am o mare deosebită, o bucurie mare ca să știm că astăzi întăgește familia noastră și de cealaltă parte a cerului. Câți frați sunteți de toți? Eu sunt întâiul născut, ea e ultima. Patru. și doamne, sorori între noi. Tatăl tău mai trăiește? Tata a plecat. A fost pocăit și el? Da. Bunica a fost primul rod al familiei noastre și prin ea... Bunica s-a rugat pentru voi? Bunica, da. Bunica, da. Bunica. Pentru toți. Pentru și toți. Pentru părinți și pentru noi nepoți. Și ea este ultima din familie care... Domnul să vă binecuvânteze. Cred că o mare bucurie pentru voi, pentru tine ca și slujitor la Dumnezeu. Și când te-ai hotărât să te... când te-ai decis pentru Dumnezeu? De foarte mult timp, însă nu m-am decis unde anume să mă botez. Și în inima mea am simțit că doar aici pot să fac legământul cu Domnul. Dacă ai simțit că aici, atunci așa să fie. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Ramona, spune în fața celor care te privesc acum, în fața celor care nu te văd, dar știi că se uită la tine, în fața pământului și a cerului, până când vei declara tu că Iisus va rămâne prima ta iubire? Până la moarte și dincolo de ea. Domnul să-ți ajute. Amin. Pe baza mărturisirii tale, la porunca Domnului, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Speranța mea e doar în Domnul Iisus, viața mea e legată doar de El. Pot să spun că Iisus pace-mi da, mi-a adus tot ce sunt prin harul Său. Pot să spun că Iisus pace-mi da, mi-a adus tot ce sunt prin harul Său. Cristina, cu cine ai venit tu? Familia. Din Năsăud. Din Năsăud ați venit, nu? Cu cine ați venit? Cu familia? Am venit cu soțul. Soțul? Da. Ia ridică-te soțul în picioare. Sunteți căsătoriți de mult? Din 3 martie. Aveți bucuria să fiți împreună seara aceasta, soțul tău e botezat? Nu este. Domnul să-l ajute și pe el să facă pasul, amin, să fiți doi în casă, amin, să puteți să slujiți Domnului. Maica ta a fost pocăită, părinții tăi? Sunt, mama este pocăită, tata este și el pocăit, dar s-a îndepărtat. S-a îndepărtat. Domnul să-l aducă și pe el acasă iarăși. Domnul să lucreze în inima lui. Mai ai frați și surori? Spocăiți? Botezați? Doi, da. Doi dintre ei? Și cât sunteți de toți? 4. Domnul să lucreze. Amin. Domnul să lucreze. Amin. Cristina, te întreb dacă din toată inima crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul vieții tale. Cred. Dacă tu crezi că El ți-a iertat păcatele tale. Cred. Și până când vei mărturisi că ai să-L urmezi? Toată viața. Dumnezeu să te ajute, să te călăuzească în drumul Lui. Amin. Amin. Pe baza mărturisirii tale, la porunca Domnului Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor senine și inima de om ce-ți bate în piept, și inima de om ce-ți bate în piept. Ecaterina Covaci. Ești unguroaica? Aldemec. Pare rău că nu pot pune pe Ioji să te botez. Cu cine ai venit? Cu soțul meu și cu sora mea de suflet. Soțul și sora, ridicați-vă în picioare. Sora de suflet. Domnul Și cum îți spun acasă? Cati? Sau Irina? Da. Cati. Ce te-a făcut să faci pasul acesta? Ai avut pe cineva, vezi că în seara asta tot întreb din spate, că așa am predicat. Ai avut pe cineva din spate, așa, pe nimeni? Pe nimeni. Nimeni. Soțul meu este botezat și... A, soțul tău e botezat. Și sora mea. Și sora ta. Nu, tu n-ai avut pe cineva din spate, nu, dar măcar lateralul vostru. Putem să spunem. Nu chiar așa din spate. Nu chiar așa din spate. Aveți copii? Împreună nu, suntem căsătoriți doar de 3 ani. Am înțeles. Dar avem copii fiecare. Am înțeles. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim. Soraca te, îl iubești pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima ta? Da. Crezi că El este Domnul și Mântuitorul vieții tale? Da. Crezi din toată inima că a iertat toată vina păcatului tău? Da, cred. Și ești hotărâtă să mergi cu Domnul mai departe toată viața? Da, toată viața. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dorina Isac, vii din Bistrița Năsăud? Da. De ce plânge acum? O fost greu astăzi, zi grea, așa-i? Foarte grea. Ați venit de dimineață și dimineața ați avut accidentul, zici tu? Da, mai aveam o oră până să ajungem la slujbă. O oră. Dar Dumnezeu v-a purtat de grijă. Da, deci mașina... s-a făcut praf pe partea mea. Nimic, în nicio parte nu s-a întâmplat nimic decât pe partea dreaptă. Voi ați auzit ce zice acum? Eu nu știu dacă auziți. Că mașina s-a făcut praf pe partea ei, lovitura a fost exact pe partea ei. Pentru că eu am venit să se boteze, dar Dumnezeu, uitați, zice o zgârietură. Avem un Dumnezeu mare. Diavolului nu-i place ce facem noi. Nu-i place. Dar i-am spus un lucru, fierul-i fier. Dumnezeu se uită la sufletul tău și știe că ești biruitoare și acum nu o să uiți niciodată întâmplarea asta. Aleluia. Mai mult decât are asigurarea, mașina ta asigurare. Tu ai o asigurare acolo sus în ceruri. Aleluia. Tu și soțul tău. Cu cine ați mai venit? Cine ați fost în mașină? Numai tu cu el? Soțul meu și o soră. Ridicați-vă în picioare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Aleluia. Iisus e Domn. Aleluia. Amin. Amin. Sora Dorina, tu ai decis să-L iubești pe Domnul Iisus și să-L urmezi. Da. Și El ți-a demonstrat astăzi că nimeni nu te poate smulge din mâna Lui. Da. Amin. Și că atât de mult te iubește încât te protejează. Da. Crezi că El ți-a iertat vina păcatului tău? Da. Ești 100% convinsă? Da. Aleluia. Cât ai de gând să-L slujești? Până la moarte. Amin. Și dincolo de ea. Amin. Dumnezeu să-ți ajute și să-ți dea biruință în drumul spre veșnicie cu Iisus. Pe baza mărturisirii tale, la porunca Domnului, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine, nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat pe cruce la Calvar. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine, nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai Zice, nu v-am întrebat noi pe voi, dacă aveți cu ce merge înapoi la Bistrița Năsăud, cum ați rezolvat? Aveți mașină, că dacă nu vă dăm o mașină de la noi. Nu, rămâneți atunci în spate. Nu că Domnul e bun. Noi ne trebuie ca să vă dăm mașină, să mergeți acasă. Atât. Au pe mulți că Domnul e bun. E bun, dar trebuie să ne facem... Dumneavoastră cum vă numiți? Viorica Gavriș. Viorica Gavriș. De unde sunteți? Beiuș. Cum adică din Beiuș? Viorica... Da, din Beiuș. De unde din Beiuș? Samuel Vulcan. Samuel Vulcan. Da. Cu cine ați venit la botez? Asta să zice. Cu vecină, cu cumnata mea, cu prieteni. Iar ridicați-vă toți care cunoașteți pe această doamnă din Beiuș, Viorica Gavriș. Câți ani aveți? 63. 63. Numai bine, numai bună vârsta asta de botezat. Dar ce v-a făcut să faceți pasul acesta? Ați avut iar întrebă cineva? Da. Cine? Bunici, părinți. Bunicii și părinții? Da. Și bunicii? Ce-au fost bunicii tăi? Penticostali. Penticostali. Da. De aici, din Beiuș? Căbești. Căbești. Ce Ana? Slavă Domnului! Ce Ana de acolo din spate, din Căbești. Te știe Ana Popa și cu fratele da. Popa, cu Diordie da. Și scăbeșteani vechi. Ne bucurăm pentru tine. Slăviți să fie Domnul. Amin. Slăviți să fie Domnul. Și bucurie mare și în cer. Da. Pentru decizia dumneavoastră, pentru că sunt convins că îl iubiți pe Domnul Iisus Hristos din toată inima. Din toată inima. Și credeți cu adevărat că Domnul a murit pentru dumneavoastră și a înviat și a iertat toată vina păcatului. Cred că a iertat toată vina păcatului. Este El Domnul și Mântuitorul vieții tale. Da. Amin. Amin. Și ești hotărâtă toată viața. Până la moarte. Amin. Cu Domnul Iisus Hristos. De aceea spunem noi, pe baza mărturisirii credinței tale, sora Viorica, și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ți se cuvine toată cinstea, nesfânt ce ai fost înjunghiat, că ai murit în locul nostru, în veci să fii. Binecuvântat să fie Domnul! Deci acum avem în apa botezului o mătușă și o nepotă. Amin. Dar nu o să știți de unde sunt dacă nu vă spun eu. Din cel mai ciudat și mai ciudat atâta rămâne. Sat din România. Certeze. Ați auzit de Certeze? Ați văzut casele alea? Lift. Marmură neagră, gard. Ai casă mare acolo în Certeze. Inima mare. Inima mai mare. Dar stați că voi erați în Franța, așa? Voi erați în Franța. Eu nu. Numai tu ești, da? Eu sunt în România. Ai casă cu lift? Când am fost la voi la Certeze, când am fost în Certeze, ne-am dus acolo să... Unul cu vreo 2 ani de zile. Grigore, ce-ai zis că ți Grigore? Prieten. Prieten. Da. Grigore, care e diaconul nostru din biserica din Londra, sper să vă vadă acum, ne-au chemat acolo. Ne-am pus în centrul satului să vorbim despre Iisus la oamenii aia. Atunci au trimis preotul pe cineva să tragă clopotul, că era biserică de mare. Deci, noi stăteam acolo, vorbeam la oameni despre Dumnezeu, nu m-a interesat pe mine cine e ortodox. Știți cine s-a enervat pe clopot? Ortodoxii. Nu lasă, zice, că mergem toți la părinte. Ce-au făcut? Ce-au făcut? Ori tăcut clopotul. A fost o problemă internă, că noi nu puteam să ducem, știți, noi suntem penticostali, să avem o problemă cu clopotul. Ne-a plăcut la Certeze atunci. Mi-am luat o pălărie din aia, știți cum aveți acasă? Și căsătorită. Am băiat, de 25 de ani. Iar cu cine ai venit acum? Cu soțul, cu băiatul, cu mama. Au pălării din astea. Ia ridicați-vă toți în picioare să văd. Aplaudați-i! Aleluia! Oh! Da. Cine sunt ele două? De plâng în halul ăsta? Mama și socra mea. Și socra ta. Sau că te plânge poate din alte motive. Ne bucurăm, Domnul să vă binecuvinteze. Portul dumneavoastră e inconfundabil. Aleluia. Deci gata, nu vă mai întreb. Părinții voștri înseamnă că-s pocăiți și bunicii fi fost. Numai părinții. Sunt prima din familie. Cum e prima din familie? Și ele de ce plâng atunci? De bucurie. De bucurie? Da. Nu mai înțeleg nimic. Oh. Că urmează și ele. Așa să le ajute Dumnezeu. Amin. Aleluia. Amin. Nu mai plângeți că e vie. Vă dăm vie înapoi. Îl iubești pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Din toată inima ta. Și crezi că prin jertfa Lui toate păcatele tale au fost iertate? Amin. Este El Domnul și Mântuitorul vieții tale? Amin. Ești hotărâtă pe cale cu Domnul toată viața? Amin. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Maria, Domnul Iisus a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Crezi că a venit și pentru tine? Da. Îl iubești? Da, din toată inima. Amin. Și cât vei declara tu că va ține iubirea ta pentru Mântuitorul tău? Până la capăt. Amin. Domnul să-ți ajute ca și acel capăt să fie veșnicia. Amin. Amin. Pe baza mărturisirii voastre, noi vă botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Simt cum revești chiar acum în durare, simt cum revești parul tău zi de zi, prezența ta mă umple de pace, mă compleșești mereu. Simt cum revești chiar acum în durare, simt cum revești parul tău zi de zi, prezența ta mă umple de pace, mă compleșești mereu. Știți la ce mă gândeam acum? Că femeile acestea vin și spun un lucru și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să mulțească creștinii din zona aceea. Nu știu dacă am spus-o vreodată aici la dumneavoastră, poate că nu știți, dar în partea aceea de Maramureș sunt foarte mulți martori de-a lui Jehova. Și ei nu mărturisesc că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu cred în Sfânta Treime. Și ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să scoată creștini puternici în zona aceea. Atât în Rona de sus, Rona de jos, Certeze. Mă rog ca Domnul să lucreze în zona aceea. Și când vorbesc de creștini, nu mă prefer la pentecostal și la baptiști numai, ci sunt acolo și am întâlnit și ortodoxi deosebiți și greco-catolici cu care m-am înțeles bine. Și spunea unul dintre preoți: părinte, zice, roagă-te pentru zona noastră că e greu. Știu că e greu și știți de ce? Că m-am gândit că oamenii ăștia au muncit mult și când îți faci multe și parcă te împlânți în pământul ăsta, parcă ți-e greu să-l părăsești. Dar mă rog din toată inima că Dumnezeu să ne ajute să ne putem dezlipi de lucrurile acestea. Asta mi-am dorit și mă rog ca Domnul să lucreze și în partea aceea de nord a țării. Amin. O mai rămas bărbați. Bărbații, haideți, părând. Emanuel Scurt, de la Griș, vino aici în față, Domnul să te binecuvinteze. Carea Griș, Emanuel. Grișul de unde? De Arad, Satul Mare. Câți ani ai? 20. Să mănânci, mă, omule. Serios. I-am spus și mai înainte, când l-am văzut prima dată, am zis: Domnul să te ajute să... Amin. Cu cine ai venit, Emanuel? Familia, prieteni. Păi dacă te cheamă Emanuel, ești din familie de pocăiți. Da. Am gândit bine, nu? Cu cine? Și-ți părinții tăi pocăiți. Părinții, da. Și cu cine mi-ai venit? Prieteni și frați de credință. Ridicați-vă toți care ați venit cu Emanuel, să fiți împreună. Amin! Dai seama ce masă trebuie să le faci la oamenii ăștia aici. Cât sunteți în casă? Câți frați? 3 frați. 3 frați? Și pocăiți ceilalți? Doar eu mă botez acum. Numai tu? Ceilalți mai mici sau mai mari? Un frate mai mic și o soră mai mare. Domnul să lucreze și în viața lor. Amin. Să vadă părinții tăi visul cu ochii. Amin. Emanuel, Dumnezeu cu tine în fiecare zi. Și mă rog să-ți dea puterea să-L mărturisești pe El. Pentru că pe acest Dumnezeu sunt convins că îl iubești. Îl iubești pe Iisus. Da. Și El este Domnul și Mântuitorul vieții tale. Da. Și crezi din toată inima ta că prin jertfa Lui de pe Calvar a iertat vina păcatului tău. Da, cred. Toată viața hotărât să mergi mai departe cu Domnul. Da. Dumnezeu să te binecuvânteze. La porunca Domnului nostru Iisus Hristos și pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Eu de tine am nevoie, sprijinul meu tare, Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Eu de tine am nevoie, sprijinul meu tare, Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Bogdan, cu cine ai venit? Soția și copilul nostru. Ia ridicați-vă în picioare să vă cunoaștem. Aplaudați-i. Vă venit de la Gherla. Da. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Soția ta e întoarsă la Domnul? Da. Slăvit să fie Domnul, se întregește Amin. Familia în seara asta. Amin. Bogdan, spune cuvântul Domnului că atât de mare a fost dragostea Lui pentru omenire, încât și-a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Crezi tu lucrul acesta? Da. Crezi din toată inima? Da. Că Domnul Iisus Hristos ți-a iertat vina păcatului tău? Da. Crezi că El este Mântuitorul tău? Da. Aleluia. Și ai vrea să-L slujești până când? Pentru totdeauna. Dumnezeu să-ți Aleluia. Ajute să faci așa cum ai promis. Pe baza mărturisirii tale, la porunca Domnului te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la ce mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. George, ai 1,92 m. Exact. Cu cine ai venit? Cu mama mea, cu prietena mea, cu frații mei din București și cu fratele Dodo împreună cu familia. Ia ridicați-vă în picioare toți care veniți să fiți cu George aici. Vrem să vă salutăm. Amin. Povestește-mi de familia ta. Părinții sunt pocăiți? Nu. Nu. Tu ești primul din familie. Bunicii mei. Și bunicii tăi. Au fost. Ce-au fost? Baptiști. Baptiști. Și ai o prietenă. Da. Tu te botezi din cauza ei, parcă văd. Nu. Nu. Frați, surori? Da, am o soră. Ești în Italia. Și tu lucrezi în Oradea? În Austria. În Austria. Citești Biblia? Da. Te rogi? Da. Și vrei să te căsătorești? Sigur. Ce ai vrea să faci pentru Hristos? Ce ți-ar place să faci? Să slujești, dacă ar fi să alegi. Mi-ar plăcea să-L slujesc în Austria, în bisericile din Austria. Din Austria. Da. Domnul să-ți ajute. Ce lucrezi acolo? Asistent medical. Asistent medical. Ai slujbă frumoasă, biblică. Mulțumesc. Să alini rănile altora. Domnul să te binecuvinteze. Mulțumesc. Frate George, îl iubești din toată inima ta pe Domnul Iisus Hristos. Da. Și crezi din toată inima ta că El a murit pentru tine. Da. Și a iertat toată vina păcatului tău. Cred. Și crezi că a și înviat. Și stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru tine. Da, cred. Ești hotărât pe cale cu Domnul. Bineînțeles, da. Eu mă rog ca Dumnezeu să-ți dea un dar special. Amin. Să mângâi pe cei întristați și prin mâinile acestea Domnul să lucreze la vindecarea lor. Amin. Dumnezeu să spună întotdeauna pe buze cuvintele speranței. Amin. Pe baza mărturisirii credinței tale, frate George, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit spre cer călătoresc, mântuit cu El în veci vor fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit spre cer călătoresc, Călin, cu cine ai venit? De la Ineu. Cu cumnatul și cu frați și cu surori. Ridicați-vă în picioare. Familia ta, spune-ne ceva de ea. Familia mea e ortodoxă. Dar cum au plecat în cele veșnice, tot ortodox. Sunt primul din familie care... Cine ți-a vorbit despre Dumnezeu? Bunica a fost. O fost bunicul? Da, bunica. Bunica, pocăită. Da. S-o ruga pentru tine. Mă gândesc. Te gândești. Și acum ai hotărât că e momentul. Am preventat aproape mai bine de 15 ani biserica. De 15 ani tot te duci la biserică. Catiheză. A, tu ai catiheză. Și acum ai hotărât. Acum a vrut Domnul. Domnul. Slăvit să fie El atunci, amin. Dacă El a hotărât acum. Amin. Frate Călin, în Biblie spune că Dumnezeu, pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, l-a făcut păcat și de dragul tău, ca tu să fii neprihănirea Lui în El. Crezi că într-o zi de vineri, pe o cruce din marginea Ierusalimului, Iisus Hristos și-a dat viața pentru păcatele tale? Da, cred. Crezi că te-a iertat complet? Da, cred. Amin. Crezi că El este Domnul și Mântuitorul tău? Cred, adevărat. Și te întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți, până când cu El? Până la sfârșitul vieții mele. Dumnezeu să-ți ajute. Amin. În baza mărturisirii tale, la porunca Domnului, te botezăm în numele Tatălui, Aleluia, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul e darul nemeritat. Cu cine ați venit? Cu familia. Ia ridicați-vă în picioare, vrem să vă salutăm și pe dumneavoastră care ați venit. Oh! Veni cu autobuzul, mulți! Câți ani ai? 52, vă că scrie, da. Ce? Deodată cu mine, 67. Da. Familia ta, spune-ne ceva despre ea. Toți sunt botezați. Toți pocăiți. Da. Citeți din Biblie, se roagă, numai tu ai mai rămas. Da, așa a fost. De ce ai amânat? De ce ai amânat? A fost mai greu așa, mai de hotărât. Nu mai greu, tu. Nu, și greutate, dar de hotărât. De hotărât, a fost mai greu. Da. Și acum? Da, am fost și săptămâna trecută și am mai fost la botez și dimineață am zis că gata. Gata, ai hotărât? Da. Slavă lui Iisus. Amin, ne bucurăm pentru tine dacă tu zici că ești ultimul din familie. Ultimul din familie. Da, care... să fim toți mereu pe același drum. Câți copii aveți? Doi. Domnul să vă crească, amin, să țină lângă El, să le dea putere. Amin. Frate dragă, de hotărât ai hotărât greu, dar acum ce te-ai hotărât, vei merge cu Domnul Iisus Hristos, da, pe drum. La moarte. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Pentru că din toată inima ta crezi că Cel ce a murit pentru tine este Domnul și Mântuitorul tău? Da. El a înviat și acum stă la dreapta Tatălui. Să fii convins că în fiecare zi te va ajuta. Amin. Și toate zilele astea pe care le mai ai, le vei trăi cu Domnul. Amin? Amin? Amin. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Apa-i schimbat un vin, ochii schis obilor, Tu ești Domnul minunilor. Și nici nu și-l scoți, nu e nimic ce nu poți, chiar și-n veznă. Ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără semănare, ești cel ce vindești cu a ta putere, Iisus, Iisus. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără semănare, ești cel ce vindești cu a ta putere, Iisus. Apa-i schimbat un vin, ochii deschis orbilor, Tu ești Domnul minunilor. Și nici nu și-l scoți, nu e nimic ce nu poți, chiar și Dumnezeu fără semănare, ești cel ce vindeci cu a ta putere, Iisus, Iisus. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără semănare, ești cel ce vindeci cu a ta putere, Iisus, Iisus. Închidem ochii. A venit o domnișoară și a zis că vrea ca să se boteze. Apoi mi-am adus aminte că fiind mai bătrân așa am uitat să fac chemare seara asta. Dacă este cineva care vrea să mai facă pasul ăsta, eu nu vreau să pleci acasă și să vină o mașină și să dea mașina tare. Pentru că Dumnezeu are nebănuite căi de a ne mișca spre El. Poate că e ultima dată când ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu vrea să te ducă la judecată. Poate că Dumnezeu s-a săturat de tine. S-o sătura să te umble de binecuvântări, s-o sătura să-ți dea tone de binecuvântări. Du-te acolo și tu sfat. Stați cu ochii închiși. Biserica începe să se roage. Voi rugați-vă. Dacă mai este cineva care vrea să spună lui Dumnezeu: vreau ca începând de astăzi să fiu copilul tău. Eu nu te chem la ortodoxi, nu te chem la penticostali, la baptiști, la un cult anume. Eu te chem la Dumnezeu care veșnic, viu, sfânt, măreț, puternic, glorios. E Dumnezeu minunilor. Dumnezeu poate să facă din tine, din epava pe care ești, Dumnezeu poate să îți mântuiască viața astăzi. Eu nu te-am întrebat cât de mare este păcatul tău. Dumnezeu nu te întreabă cât de mare e păcatul tău. Dumnezeu nu te întreabă ce ai făcut până acum. Dumnezeu vrea să spună începând de astăzi: tu ești copilul meu. Cine crede și se botează va fi mântuit. Poate că e ultima dată când îți mai vorbește cerul. Poate e ultima dată când cerul Dumnezeu e mare! Dumnezeu e mare! Nu știu dacă s-au rugat bunicii, părinții pentru tine, prietenii, cunoscuții, dar știu că Dumnezeu te iubește. Ești o furnică, dar o furnică iubită de Dumnezeu. Nu lăsa să treacă clipa. Faptul că trăiești până în clipa aceasta e harul lui Dumnezeu. Tu trebuie să te cununi cu Hristos. E Dumnezeu care ți-a vorbit. E Dumnezeu care ți-a mai vorbit ție. E Dumnezeu care vorbește. Treizeci de secunde. Ești acolo în spate. Vrei să pornești. Te ține cineva de haină. Rupe-te de acolo. Hristos te vrea. Nu lăsa ca diavolul să-și mai bată joc de tine. De ani de zile te oprește. Spune diavolului: Satan, în spatele meu, nu-ți mai bați joc de mine. Iisus este Domnul. Iisus este Domnul. Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos este Domnul! E Dumnezeu mare, atotputernic, sfânt și glorios! Tu nu faci bine părinților tăi, nici bisericii noastre! Faci bine ție! Ani de zile au trecut. Dumnezeu zice: acum e timpul! Acum e clipa! Aleluia! 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 Tată Ceresc, stăm înaintea Ta. Tu ne cunoști pe fiecare. Dacă mai este vreo furnică pe aici care se simte neputincioasă și nebăgată în seamă, care consideră că e prea păcătoasă pentru a face pasul acesta, mă rog, vorbește în clipa aceasta. Dacă mai e cineva, Doamne Dumnezeule, care e legat de tot felul de lucruri sau legată, blestem, în numele lui Iisus Hristos rupem blestemul acela. Eliberează pe sora noastră, pe fratele nostru. Împărate ceresc bângâietorule, care pretutindeni și toate le împlinești, vino Duhule Sfinte și dă viață nouă fraților noștri. Mai este, Doamne Dumnezeule, sânge de curs de la Calvar, la cruce. La Tine vin și încer iertare. Și cântăm și lăudăm pe Domnul că e minunat, că e glorios, că e sfânt, că e atotputernic. Dacă în timpul acestei cântări, până se pregătesc, rog toți păstorii să se ducă în spate, să rezolvăm problema mărturisirii mai repede și a îmbrăcărilor și a venirii aici. Dar până atunci, noi cântăm. Și dacă mai ești aici și vrei să te pocăiești și să te botezi, te duci în spate direct. Amin. La Tine vin și-mi cer iertare, o, Doamne bun, primește-mă în bunătatea Ta cea mare, așa cum sunt. Mărtor și în genunchi, milă-ți cer, Domnul meu, mărtor și-aș dori să mă știu Fiul Tău, mărtor ca să-mi dai din al vieții zvor, mărtor căci de Tine mi-e dor. Eu știu că Tu nu ții în seamă trecutul meu cel păcătos, dar poruncești ca să-mi teamă să fie Domnul! Haideți să începem cel de-al doilea botez. Care e gata? Să virați în față. Ocupați locurile. Haideți, fetele, care sunteți prima? Mai aveți răbdare, nu? Și să fie. Cum te cheamă pe tine? Rusandrada. Cum? Rusandrada. Din Beiuș ești? Da. De-a cui? De-a lui sora Florica Goina. Domnul, ia ridicați-vă în picioare. Ia, mama, ridică-te. Acum. De câtă vreme te rogi pentru ea? Bine că ai împlinit 20 de ani. De 20 de ani zice că se roagă pentru tine, de când te-ai născut și înainte. Domnul să te binecuvinteze, Andrada. Amin. Sora Andrada, a fost greu? Hotărârea. A fost greu hotărârea. Și până când ești tu hotărâtă să o duci? Până în veșnicie. Până în veșnicie. Amin. Să crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău, da, și că ești hotărâtă să-L urmezi, da, indiferent ce s-ar întâmpla. Domnul să te ajute. Amin. Pe baza mărturisirii tale, la porunca Domnului, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tu mai cules din pulbere cu parul, ca să mă îmbraci cu dragostea din gând și mi-aș opri. Simona Covaci, din Șoim, nu? Domnul să te binecuvinteze. Aleluia. Ai venit la binecuvântare astăzi, la copiii ăștia. Nepoții tăi. No, foarte bine. Ai venit să vezi pe ei cum îți binecuvântați și cum te botezi tu. Trebuia să le dai exemplu ăsta frumos. Și mir că n-ai făcut-o înainte. Îl iubești din toată inima pe Domnul, da, Iisus Hristos. Și crezi din toată inima că El este Domnul, da, și Mântuitorul tău, Cel care a murit pentru tine. Cred. Toate păcatele tale sunt iertate prin jertfa Lui. Domnul să te binecuvânteze. De acum înainte, toate zilele, împreună cu Hristos, până la capătul vieții. Amin? Amin. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătate. Laura, 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 mare Laura, din Cluj-Napoca. Tu m-ai oprit acolo și ai zis că vrei să te botezi. Din cauza ta o să mai întâmpla, că mare, eu am uitat. Dar Dumnezeu nu uită, că asta ai învățat în predica din seara. Cu cine ai venit, Laura, aici? Cu două prietene. Cu două prietene. Ia ridicați-vă în picioare, prietenele. Ai un Dumnezeu mare. Așa și te cheamă pe tine, mare. Slăvit să fie Domnul. Amin. Sora Laura, nu crezi că ești prea tânără pentru a urma pe Domnul Iisus? Nu. Hotărât? Nu. Nu. Până când? Pe drumul vieții cu El. Pentru totdeauna. Amin. Ca Domn și Mântuitor. Cu credința deplină că El ți-a iertat toate păcatele tale. Crezi asta? Cred. Din toată inima? Da. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Baza mărturisirii tale, la porunca Domnului Iisus Hristos, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, noi te botezăm. Bunătatea, îndurarea, mă vor însoți, zi de zi, zi de zi, viața mea. Camelia și Loredana, voi sunteți surori. Exact. După cum unde asta, mai una dintre voi ar fi măritată sau amândouă? Amândouă. Și pe Herțec și Sigartău. Cu cine ați venit voi aici? Sora noastră, cu prieteni, cu soțul. Sunteți din neam de pocăiți? Da, exact. Pentecostal. Pentecostal. Și ați mânat până acum sau ce-a fost? Am mânat până acum. Ia ridicați-vă în picioare toți care ați venit cu surorile astea două de trup și surori de credință din seara asta. Vrem să vă aplaudăm. Domnul să vă binecuvinteze. Câte sunteți acasă? Sau cât sunteți acasă, frasură? 6. Ultimele două. Voi sunteți botezul. Ultimele două, care fac botezul. Ce mare bucurie pe maică ta. Exact. Și bunica. Și bunica ta. Domnul să vă binecuvinteze. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Crezi din toată inima că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru tine și a iertat toată vina păcatului tău? Da. Toată viața ești hotărâtă să mergi de acum înainte cu Domnul. Dumnezeu să te binecuvânteze. Sora Loretana, crezi că va fi ușor să-L urmezi pe Domnul Iisus? Da. Crezi din toată inima că moartea Lui pe crucea Golgotei a dus iertarea păcatelor tale? Da. Hotărâtă până când cu El ca Domn și Mântuitor al vieții tale? Până la moarte. Haleluia. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Să te binecuvinteze. Amin. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, Aleluia, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Cum te numești? Paraschiva? Da. Sunt George Băi. Da. Cu cine ai venit în seara asta aici la biserică? Cu surorile care s-au botezat. Cu cele două surori. Da, și cu altele. Părinții tăi? Da. Pocăiți? Pentecostali. Bunicii și da. Bunicii. Surorile. Surorile. N-aveai nicio șansă. Să scape. Nu. Aleluia. Nu. În seara asta am vorbit de o rugăciune care a rămas în aer 1000 de ani. Și Domnul a ascultat. Nu uită. Nu uită. Bunica ta de câtă vreme a plecat în veșnicie? 14. De 14 ani. Din ceruri te vede și e fericită. Eu cred că îngerul a deschis fereastra puțin. Uite-te la nepoată. Aleluia. Și tu crezi din toată inima? Da. Aleluia. Că jertfa Domnului Iisus Hristos de acolo din Golgota este și pentru tine. Da. Și a iertat Domnul toată vina păcatului tău. Da. Ești hotărâtă cu Domnul toată viața. Până la moarte. Pe baza mărturisirii credinței tale. Noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ce minunat, ce glorios neîncetat, eu voi cânta. Ce minunat, ce Simona, vii din Oradea. Din Oradea vii. Cu cine ai venit? Cu prietena. Unde ești? E pocăită? Mai am și verișoare și mătușa aici în sală. Și verișoara și mătușa. Și verișoare și mătușa. Am aici în sală, da? Da. Prietena asta ta e pocăită? Da. Te-o atras într-o cursă. Ea m-a dus din timpul liceului, da. Din timpul liceului? De atunci suntem prietene, da. Și de când ai terminat liceul? Din 96. Greu te-a lăsat și tu. Foarte greu. Și de atunci tot vorbește despre Domnul cu tine. Da, n-a obosit niciodată. Nu a obosit. Amin. Oameni buni, voi auziți? Mai ridică deodată în picioare. Aleluia! Mulțumim, Doamne! Mulțumim, Doamne! Și ce asta se numește perseverență. Colegă de liceu. Și din 96 vorbește continuu și în timpul liceului. Asta înseamnă să iubești pe cineva cu adevărat. Nu te lași până nu-l vezi mântuit. Sora Simona, ziua de astăzi este una dintre cele mai importante zile din viața ta. Ziua când ai luat cea mai mare decizie a vieții tale. Aceea de a-L face pe Domnul Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul vieții tale. Amin. Te întreb dacă tu crezi, din toată inima ta, că El ți-a iertat vina păcatului tău. Da, cred. Și în credință, cât ți-ai propus ca să-L urmezi? Până la moarte și dincolo. Dumnezeu să îți ajute și să te însuțească pe drumul spre veșnicie. Amin. În baza îmbăturisirii tale, la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înaintea ta duc o jertfă că ești Domn, nu-i nimeni pe pământ să poată fi slăvit. Iisuse, numai Tu primește lauda mea. O, Doamne, mă închin înaintea Ta. Calin, mă bucur să te văd. De-aia am băgat primul dintre bărbați, ca să mai rămână ceva apă și pândruci. Cu cine ai venit astăzi aici? Mama și tatăl vitreag. Ia ridicați-vă în picioare, să-i salutăm. Te iubește Dumnezeu mult. Da. Ții minte ce ți-am spus prima dată. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Și planul ăla se va împlini. Pentru că Dumnezeu vrea să-i slujești. Așa că trebuie să te maturizezi repede. Și să înțelegi că Dumnezeu e bun cu tine. Înțelegi tu, Călin? Da. Și Dumnezeu îți va șterge toate rănile din trecut. Și te-ai eliberat deja de toate legăturile diavolului. Aleluia. Și astăzi ești un om liber în Hristos. Aleluia. Și mărturisești pe Domnul toată viața ta, Călin. Ai înțeles? Da. Domnul să te ajute. Amin. Amin. Din toată inima ta, frate Călin, crezi că Domnul este Cel care s-a atins de ființa ta și a pus acolo, în inima ta, credința de care tu ai nevoie pentru a merge mai departe, pentru că El este adevărat Domnul și Mântuitorul tău. Da. Ești hotărât toată viața cu Domnul. O eternitate. El va lupta pentru tine de acum înainte. Și drumul tău va fi unul curat. Pe baza mărturisirii credinței tale. La porunca Domnului nostru Iisus, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dacă într-o tainică vreme din dut cineva îmbrățișările astea. Prietenești. Ce tot îmbrățișești păstorii ăștia? Ce? Credința tău? Sau cine? Ce te pupi păstorii ăștia? De bucurie. De bucurie? De unde ești? Unde Arad. Daniel. Daniel? Daniel Cușa din Arad? Da. Chiar din oraș? Cu cine ai venit, Daniel, în seara asta? Cel mai bun prieten al meu. Care e cel mai bun prieten al tău? Dumnezeu. Aleluia. Părinții tăi sunt pocăiți? Da. Bunica ta? Da. Toată lumea, numai eu nu. Vedeți predica acum? Da. Numai tu ai mai rămas. Câți ani ai? 26. Unde lucrezi? În Germania. În Germania. Și ai venit, ai hotărât de acasă, mă duc să mă botez? N-ai hotărât? Eram înspre drum, spre Germania și am zis să trec pe aici prima oară. Am înțeles. Bine ai trecut. Da. Și ai rămas. Ai văzut o lecuță... Nu lăsa să treacă clipa. Rugăciunile lor te-au... Ai lăsat-o mult, așa-i? Îl iubești pe Iisus Hristos. Din toată inima. Aleluia. până când vrei să fii copilul Lui. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Pe baza mărturisirii tale, Daniel, te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Dacă mai scos din neghină, nu viața-mi urâtă îți plăcut. George, din Arad, chiar din Arad? Din București m-am mutat în Arad. Din București te-ai mutat, bucureștean, te-ai mutat în Arad. Ai 25 de ani. Cu cine ai venit aici? Cu 3 prieteni. Ridicați-vă, cei 3 prieteni. Părinții tăi, bunicii tăi? Bunicii. Bunicii, ce-au fost? Pentecostali. Și ai venit și aici Dumnezeu... Bunica ta a murit, a plecat la veșnicie. Bunica. Am înțeles, bunica ta. Și aici Dumnezeu ți-a vorbit, în Arad. Prietenii ăștia tăi spocăiți? Doar o prietenă. Da? Și ai hotărât să faci în seara asta legământ cu Domnul. Domnul să-ți ajute. Aleluia. Deci bunica s-a rugat pentru el, bunica a plecat la veșnicie, rugăciunea a rămas și în seara asta este răspunsul la rugăciune. Domnul să te binecuvinteze. Frate George, până când acest legământ cu Domnul? Toată viața. Aleluia! Toată viața. Domnul să îți ajute ca toată viața să faci, așa cum ai spus, în această zi minunată a vieții tale. Pe baza mărturiei tale, la porunca Domnului Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar dacă voi merge odată la Cel ce din Duh m-a născut, voi spune de-a pururea Tată, te laud că așa ai rupt Tu. Voi spune de-a pururea Tată, te laud că așa ai rupt Tu. Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Mulțumim pentru cei 14 oameni de la primul botez. Și mulțumim pentru cei 10 de la cel de-al doilea botez. Mulțumim că am văzut și în seara asta, când noi ziceam că mergem acasă, tu ai zis, nu, eu mai am furnici, eu mai am oameni pe care iubesc, voi vă puteți duce acasă când zic eu, dar eu trebuie să mântuiesc cu oamenii în locul acesta și îți mulțumesc că ai făcut-o atât de frumos. Doamne, îți mulțumim pentru toți aceia care i-au adus și s-au rugat, pentru bunicilor, pentru părinților, pentru prietenilor, că am văzut în seara aceasta ce înseamnă să ai un prieten, o prietenă adevărată. Îți mulțumim, Doamne, pentru frații noștri, pentru surorile noastre, pentru slujba din această zi. Vreau să-ți mulțumesc pentru toate echipele de slujire a bisericii. De azi de dimineață, cei mai mulți sunt în casa ta, o parte dintre ei n-au mai plecat acasă decât pentru o oră. Răsplătește-le toată osteneala, Doamne. Mulțumim pentru că vedem mâna ta la lucru în fiecare zi. Doamne, foarte mulți vor călători în seara aceasta. Te rog să păzești, Doamne, să ajungă în pace și în binecuvântare la familiile lor. Și, Doamne, dacă nu ne vom mai vedea aici, să ne vedem acolo sus în veșnicie cu ei, Doamne. Noi suntem biserica ta, nu biserica ortodoxă, baptistă, pentecostală. Biserica ta, biserica celor mântuiți, biserica celor născuți din nou, biserica celor ce iubesc Duhul tău cel sfânt. Numele tău să fie lăudat în veci de veci. Amin. În veci de veci. Amin. Și împreună să zicem și har Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri, lui Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Dați-vă mâna unii altora, rostiți-vă binecuvântare. Cei care ați dat buletinele să mergeți la cor. Acolo vă așteaptă zona corului. Cei care n-ați luat cina dimineață și vreți să o luați acum, puteți să o luați cu candidații de botez. Avem cărți acolo afară, ce vă mai trebuie. Avem și un record la televiziune, 4368 de IP-uri. Slăvit să fie Domnul! O seară frumoasă, fii binecuvântată România, oriunde te afla. Amin! It's China.